Con la sessione. Buona divinanza! Am venit îmbrăcat altfel astăzi pentru că i-am promis musafirului nostru din America că nu o să fie singur așa îmbrăcat. Sperăm să fie o zi deosebită, o zi specială pe care nu o să o uitați niciodată. Haideți să începem cu imnul taberei noastre. Mulțumesc că există. Să fii recunoscător, să fii mereu
optimist și încărcat de bucurie, așa că sunt sigur că avem ce să auzim, avem ce să învățăm și la sfârșit o să spunem mulțumesc, Cătălin, că ne-ai împărtășit din capitolul din divinita. Cătălin? Oh, yeah.
gândeam la o scenă care Dumnezeu mi-a pus-o în față. Ce distruge omul? Ce poate să distrugă omul? Băutura? Țigările? Dacă ar fi două? Cred că sunt sute de lucruri care poate să ne distrugă. Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu cum vrea, cum vrea, cum vrea libertate. Să trăiești liber. Vă spun. Oare Dumnezeu nu știe? Nu știe de ce avem nevoie? Ba da. Avem nevoie de El? Ziua noastră, în inima noastră, există ceva? Un gol? Un gol? Care are titlu? Chipu. Lui Dumnezeu. Un gol care este cel mai frumos modelat. Pentru că are titlu Chipul lui Dumnezeu. Și fiecare dintre noi caută să umple cu ceva. Alții cu băutură, alții cu țigări, alții cu diferite lucruri care distruge sufletul. Și în același timp distruge trupul. Ce trebuie să facem noi? Trebuie să venim la Dumnezeu? Vrei să venim la Dumnezeu? Cu toate problemele noastre, poverile noastre, care ne aduce distrugerea, Dumnezeu iubește atât de mult omul, pentru că ne-a devestit lucrul ăsta, că ne iubește atât de mult, că a dat singurul său fiu pentru mine, pentru păcatele mele, pentru tot ce mi-aducea distrugerea. Dumnezeu nu distruge omul. Dumnezeu este creatorul meu. E
Creatorul nostru. Dumnezeu. Dumnezeu nu poate să facă rău. Pentru că El nu este rău. El este viața. Vrea să fim liberi. Mă uitam. Mă uitam la ei. Într-o fracțiune de secundă pot să fiu ca ei. Și mă dovedesc acum. Mă rog. Eu nu aud cu urechile. Eu aud numai una. Dacă mă lasă și această ureche, ajung ca ei. Și nu-mi pare rău. Vorbea cineva. Ai mult. Mai mult? Mai mult pot să comunic cu ei? Pentru că comunic cu mâinile. Și este frumos. Am mers în lumea aceasta. Dumnezeu m-a suit. M-a suit pe un stadion de 4.000 de oameni care s-a întors la el, care au avut nevoie de el. Și atunci Domnul a îngăduit ca trei suflete, 300 de suflete, 300 de oameni care au venit la el. De ce? Că sunt eu? Nu! Tot ce am este de la el. Și tot ce sunt datorită lui. Și vreau să vă spun. Și am fost într-un ăsta de 500 de oameni. O biserică de 500 de oameni, fiecare îl căutau pe Dumnezeu, l-a lăudat pe Dumnezeu cu fel și fel de cântări. Dar Am auzit o cântare acolo și am văzut. Era peste. Era 10 asemenea copii. Și cântau o cântare. Atunci am văzut cea mai frumoasă cântare. În 20 de ani. A fost cea mai frumoasă cântare care am văzut-o și care am simțit-o. Îl lăudau pe Dumnezeu. Dacă vrei să-L auzi,
Pe Dumnezeu. Dacă vrei să fii fericit. Dacă vrei să fii sincer. Liber. Dacă vrei să te bucuri. De o nouă viață. Trebuie. Vrei să-i dai lui Dumnezeu mâna? Tot. Să-i dai tot ce te distruge. Tot ce ți aduce distrugerea. Să-i o dai lui. El te iartă. Te curățește. Și mai vrea să facă un lucru. El vrea să intre în inima ta. Ca stăpân, ca domn și ca mântuitor. Și ca creator. Vei primi mai mult decât o viață. O viață veșnică. Care nu se termină niciodată. Și vă mulțumesc că existați. Vă mulțumesc vouă că mi-ați dat o nouă speranță. Dacă mă lasă urechea, o să am cu cine să comunic. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc dumneavoastră voluntarilor că existați. Vă mulțumesc la fiecare că existați. Unde? În viața mea. Doamne, îți mulțumesc că existi în viața mea. Amin.
Cătălin, m-ai făcut să plâng și îți mulțumesc că existi. Dacă nu te întâlneam, puteam să spun că nu există iubire. Dar eu îți mulțumesc că existi. Și datorită ție, am înțeles că eu nu am o valoare atât de mare decât ai tu. Și îți mulțumesc. Vreau să fie în fața voastră cu o melodie. Noi cei din scaunele rulante ne dorim de fiecare dată să mergem, să ajungem acolo unde ne aduce picioarele, da? Asta e că picioarele nu ne duc acolo unde ne dorim. De aceea am ales melodia Du-mă pe aripi de vulturi. Pentru că noi toți ne dorim să mergem sau să zburăm. Thank you.
să nu zici mulțumesc, Cristina, că existi. Mulțumim și sunt sigur că pentru fiecare dintre noi, celor care ne-am întâlnit din dreapta sau din stânga, a fost în aceste zile o bucurie că ne-am cunoscut, o bucurie că l-am cunoscut sau că am cunoscut-o. Așa că sunt sigur, repet, că din tabăra aceasta vom pleca toți cu inima plină de bucuria că a existat sau că există celălalt de lângă noi. Aș vrea să ne delectăm cu o poezie. O poezie de suflet pe care Domnicu Popov ne va interpreta. Și apoi, cred că o să avem parte de ceva deosebit, care n-a mai fost niciodată în tabla de noastră. Dar, după Nicu. Pacea Domnului cu dumneavoastră cu toți. În toamna anului 2013, președintele Asociației Ridică-te și umblă, intuind la mine un suflet spușumat, mi-a dat o carte de versuri scrisă de dânsul și de distinsa satită Amalia, intitulată Torente de Liniște. Mi-a răbdăsoara mănăsfăitor și mi-am dat seama că, de fapt, dânsul m-a păcălit puțin, pentru că e vorba de o carte de medicină pentru suflet, scrisă nu întâmplător, în versuri. Este o carte pe care o recomand tuturor care au sufletul zbuciumat și încă, subliniez, încă neliniștit cum este al meu. De fiecare dată, de fiecare tabără, de duminică până vineri, seara, mă simt foarte, foarte stăpân pe mine, dorind, după cum bine ați văzut, să vă bine dispun. Astăzi sunt atât de emoționat din cauza torentelor de emoție pe care le-am primit de la Cătălin și de la Cristinel, încât am nevoie de liniște, ca să fac un paradox cu torente de liniște, ca să pot să vă transmit și eu o poezie scrisă de domnul George Uba din același volum care l-am menționat acum câteva secunde, intitulat, foarte frumos, Ceea ce îmi place la el. Ceea ce îmi place la el este privirea lui caldă, contescă mereu. E la fel, chiar când grija mă apasă. Ceea ce îmi place la el este răbdarea lui mare. Mai urăsc, mai stric, mai înșel, dar el mi se arată din zare. Ceea ce îmi place la el este cum strigă pe nume și cel ce se aude chemat va ști că nu e singur pe lume. Ceea ce îmi place la el este cum face dreptate. Știu bine, dreptatea e har și în har dreptului se împarte. Ceea ce îmi place la el este acea grijă atentă de mine să am iarăși pâine pe masă și în zilnicul pas o crotire. Ceea ce îmi place la el este cum vine pe nori. El vine, eu urc către cer, iubirea sosește în zori. Amin. Amin. Haideți să cântăm cu toți. În această dimineață vom cânta mai mult. Unul din imnurile care m-a fi afișat, de iubești pe Domnul.
Dumnezeu,
Dacă vă gândiți în cele 10 care le-am dat, vă dăm. Bun, și spuneți-mi, vă rog, care este tema poeziei dumneavoastră? Din carte. Tema poeziei, eu le-am zis, este o creștină, dar trebuie să le zic poezii. Și ca moto, pe prima filmă, pagină, zice unele versuri care sunt și într-o poezie. Vă spun mai pe ultime. A primit așa cum sunt, de la Tatăl fericirea, de la Fiul mântuirea, de la Duhul Sfânt iubirea. Astea sunt ultimele versuri. Am început în 2015 și în august 2016 a fost redactată vânătoarea la o tipografie. M-a ajutat o doamnă care vine și a dus. Doamna Jenny Iesa, la ceea de o voare de parte acum. Să se dintre poezii o solicit după masă. Copilărie chinuită și nu e mare, 3 minute de bine, vă simt mult că se vă plictisesc și eu vă mulțumesc că v-ați ascultat. Și noi mulțumim că existați. Și această carte, eu dedic prietenului meu, Dobromir. Mulțumesc! Dorin Dobromir, mie pentru că surprizele vor continua după amiază, acum doar anticipăm și veți asculta în dimineața aceasta doar naiv.
cam el. I don't know about you, but my heart has been touched this morning. That's what the Sabbath is all about. I wasn't expecting to speak today. Nu mă așteptam să fiu numit să vorbesc și astăzi. But I want to share something with you, a particular concept that is very important to me. Cu toate acestea, mă bucur de această oportunitate și vreau să împărtășesc cu dumneavoastră un anumit concept care este important pentru mine. And actually, what I'm going to say has already been said in different ways. Și ceea ce am de spus acum, l-am mai spus în diferite alte păluri, în altă ocazie aici și în altă parte. In song and in testimony. Și s-a mai spus și de către cântecele care au fost cântate și despre mărturile care au fost ascultate. Learning how to live in the presence of God is a special ability. Învățând să trăim în prezența lui Dumnezeu este o abilitate specială. It's something that God gives to every person. Este un dar de la Dumnezeu care îl dăruie la fiecare persoană. You know, at any single moment, we only see a small part of what God is doing. În fiecare moment, noi suntem capabili să vedem numai o mică parte a ceea ce Dumnezeu face. You look in this room and you see different things. Privim camera aceasta și vedem diferite lucruri. Since I've been here, I have learned to see my world differently. De când sunt aici, am învățat să văd lumea din jurul meu altfel decât am văzut-o până acum. I don't see this room the same way now as when I first came. Camera aceasta și lumea aceasta în același fel în care am văzut-o când am sosit. I'm learning from you. Continui să învăț de la voi. A French philosopher wrote these words. Un filozof, un poet francez a scris următoarele cuvinte. We either see the dust on the window or the view beyond the window, but never the window itself. Noi putem vedea praful de pe o fereastră sau vederea de dincolo de fereastră, dar nu suntem capabili să vedem fereastra însăși. What I understand that to mean? Ce credeți că înseamnă aceasta? Is I see effects taking place, but I don't always understand what God is doing. Noi putem vedea efecte având loc, dar niciodată nu suntem în stare să vedem pe Dumnezeu lucrarea pe care îl face. Some people blame God for things. Câteodată sau unii oameni îl blamează pe Dumnezeu pentru anumite lucruri. But all they see
are some of the effects taking place around them. Dar acestea sunt numai niște efecte a ceea ce se întâmplă în jurul lor. And in a world of free choice, that does not mean that the window is causing those effects. Și într-o lume a liberului arbitru, a liberei alegeri, nu semnează că fereastra e cea de vină care creează imaginea din spatele ei. A little girl and her mother went shopping. Se spune într-o poveste că o fetiță și mama ei au mers la cumpărături. They had gone to the shopping mall. Și au mers prin magazin, prin hall-ul magazinului. And when it came time to leave, și când au venit timpul ca să plece, they looked outside and it was raining. S-au uitat afară și ploua abundant. And they said, oh no. And they decided to wait. Și au zis, oh nu, hai să mai așteptăm. And the little girl got very impatient. Și fetița a devenit nerăbdătoare. Let's run. Hai, mamă, hai să alergăm. No, if we do, we'll get wet, mother said. Nu, dacă o faci așa, vom fi luat. And so the little girl waited a little longer. Și fetița a mai așteptat puțin. And then she came back and said, Mom, let's run. Și a zis, mamă, hai să mergem, nu mai trebuie. And the mother and the little girl said, you told us we wouldn't get wet when we ran. Și a spus mamei, tu ai promis că nu ne vom muda când alergăm. And the mother said, și mama a zis, when did I say we could run through the rain and not get wet? Când am spus eu că putem alerga prin ploaie și să nu ne udăm? Don't you remember? When you were talking to Daddy about his cancer, you said that if God can get us through this, He can get us through anything. Nu-ți amintești când vorbeai cu tata despre cancerul lui? Tu ai spus, dacă Dumnezeu ne poate trece prin asta, El ne poate ajuta să trecem prin orice. And everyone was quiet. Și toți au rămas în tăcere. Wondering what Mom was going to say. Gândindu-se ce va spune mama. And so they took off running through the rain. Și cele din urmă au început să alerge prin ploaie. She said, if God can get us wet, well, maybe we just needed some washing. Și mama a spus, dacă Dumnezeu va îngădui ca să ne udăm, atunci poate că noi avem nevoie să fim spălați. I haven't been through the same things you have, but there have been hard times I've had to face. Eu nu am trecut prin lucrurile prin care ați trecut voi, dar în viața mea am trecut prin timpuri grele, dificile. And as I look back, și privind în urmă, I've concluded, am ajuns la concluzia, that I needed some washing. Că am nevoie să fiu spălat. And I have grown because of those experiences. Și datorită acelor experiențe am crescut. I was getting ready to go on a trip several years ago to India. Câțiva ani în urmă mă pregăteam să merg într-o călătorie în India. I was taking a group of people with me. Și era un grup de oameni cu mine. And I happened to go to some meetings just before I left. Și am avut niște întâlniri chiar înainte să plecăm. And on that church I found a Bible verse that really meant a lot to me then. Și într-o biserică am găsit un verset biblic scris care a însemnat mult pentru mine. It's a verse written to Moses. Este un vers scris de Moise. Moses talking back to God, explaining things of his feelings. Moise vorbea cu Dumnezeu și îi explica câteva din simțămintele lui, spunea. And this is what it says. Și iată ce spunea. Remember that the nation is your people. Adu-ți aminte, Doamne, această națiune de oameni este poporul tău. The Lord replied, my presence will go with you. Domnul i-a răspuns, prezența mea va merge cu tine. And I will give you rest. Și eu vă voi da odihnă. Then Moses said, atunci Moise a spus, well, if your presence does not go with us, do not send us from here.
dacă prezența ta nu va merge, nu va fi cu noi, nu ne trimite de aici. And then he said something very important. Și apoi a spus ceva foarte important. If your presence does not go with us, dacă prezența ta nu va merge cu noi, what would distinguish us from other people? Cu ce ne vom deosebi noi de ceilalți oameni? Why would we have any more success than anyone else? Cum vom avea mai mult succes decât ceilalți oameni? Moses was saying that it is God's presence that will make a difference. Moise ne învață că este prezența lui Dumnezeu care creează o diferență în viețile noastre. Many, I would say, every person goes through hard times. Mulți, și aș putea spune, orice persoană trece prin momente dificile. But the distinguishing mark, dar partea care ne deosebește sau care deosebește anumite vieți, is when God is with us. Este atunci când Dumnezeu este cu noi. When I was in college, I worked for an ambulance. Când eram în colegiu, lucram de asemenea și pe o ambulanță. And I discovered something very important. Și am descoperit un lucru foarte important. When we would pick up people from a car accident, când aduceam pe cineva dintr-un accident auto, or from a heart attack in a home, sau de la un atac de inimă în o casă, we learned that people who had faith face their problems in a different way. Am învățat că oamenii care aveau o credință făceau față încercărilor sau problemelor într-un mod diferit. Everyone cried. Toți plângeau. Christians cried too. Și creștinii plâng. But Christians cried with a sense of hope that others did not seem to have. Dar ei plâng cu un sens al speranței pe care alții se pare că nu o au. I want to share with you one main point, and I will share it with different Bible characters. Voi desfășura acum un anumit punct de vedere prin viața anumitor caractere biblice. I'd like to start with a man by the name of Isaiah. Aș vrea să încep cu un om pe nume Isaia. Isaiah was a prophet of God. Un profet al lui Dumnezeu. A Bible verse that I read many times did not make much sense to me at the time. Și un verset din Biblie pe care l-am citit de multe ori a continuat să nu-l înțeleg pentru multă vreme. Isaiah chapter 6 is a chapter about the call Isaiah had to serve God. Isaia, capitolul 6, este un capitol despre chemarea pe care Dumnezeu i-a făcut-o la servire. Verse 1 says this. Și versetul 1 spune în felul următor. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord. În anul în care regele Uzziah a murit, eu am văzut pe Domnul. When he saw the Lord, he said something else. Când l-a văzut pe Domnul, mai spune ceva. Woe is me! Vai de mine! I am ruined! Eu sunt... Sunt ruinat, sunt distrus. For I am a man of unclean lips. Pentru că sunt un om cu buze necurate. Isaiah saw the Lord. Isaia l-a văzut pe Domnul. And he felt unworthy. Și s-a simțit nevrednic. And then something else happened. Și ceva s-a mai întâmplat. Then I heard the voice of the Lord saying. Atunci am auzit vocea Domnului spunând. Whom shall I send? Pe cine voi trimite? And who will go for me? Și cine va merge pentru noi? And then Isaiah said. Isaia a răspuns. Here am I. Aici sunt. Said me. Trimite-mă pe mine. And this is a very important point the Bible makes. Aici este un punct important pe care Biblia îl face. When we see God, când îl vedem pe Dumnezeu, we are humbled. Noi suntem umiliți. And sometimes when we are humbled, și când suntem umiliți, we feel inadequate. Ne simțim nepotriviți, nu ne găsim un loc. That's what happened with Isaiah. Așa s-a întâmplat cu Isaia.
Notice what happens here. Observați ce se întâmplă aici. He saw the Lord. L-a văzut pe Dumnezeu. That led him to see himself in a new way. Și aceasta l-a ajutat să se vadă pe sine într-un mod nou. And then that led him to the acceptance of having his guilt taken away. Și aceasta l-a condus ca să accepte că vinovăția lui a fost îndepărtată. In other words, we've all made mistakes and we need to be forgiven. Toți facem greșeli și avem nevoie de iertare. Isaiah found a new sense of forgiveness. Și Isaia a găsit un nou sens al iertării. And when that happened, și când aceasta se întâmplă, God used him in a way that changed the world in his day. Dumnezeu a putut să-l folosească într-un mod care a schimbat lumea din zilele lui. Isaiah became willing to be used by God. Isaia a devenit gata ca să fie folosit de Dumnezeu. So here is the summary point. Iată un pe scurt. The greater the revelation, the greater the transformation. Cu cât mai mare este revelația, cuvântul revelație înseamnă descoperire. Cu cât mai mare este descoperirea pe care o avem, cu atât mai mare este transformarea. The greater the revelation of God, cu cât mai mare este descoperirea lui Dumnezeu, the greater the transformation in my life. Cu atât mai mare este transformarea care are loc în viața mea. For example, take a look at Moses. Să ne întoarcem puțin la Moise. Remember the story about Moses and the burning bush? Vă amintiți de Moise și tufișul acela care nu se consuma, ardea, dar nu se consuma? Moses was walking through the desert. Moise mergea prin deșert. And he came across a bush that kept burning and burning and burning. Și a ajuns la un tufiș care ardea, dar nu se consuma. It got his attention. I-a atras atenția. And he started walking through the bush. Și a mers acolo să vadă ce este. And a voice came from that bush. Și o voce a venit de acolo și a spus. And said, "Don't come any closer. Nu te apropia mai mult. Take off your shoes. Scoate-ți încălțămintea din picioare. For the place in which you are standing is holy ground. Căci pământul pe care calci este sfânt." And then he says, God says to Moses, apoi Domnul îi spune, "I am sending you to Pharaoh to bring the people out of Egypt." Eu te trimit la faraon să scoți poporul meu din Egipt. But notice what Moses said. Și notați ce spune Moise. Who am I? Dar cine sunt eu? I have nothing to offer you. Ce să îți aduc eu ție? And he said, "Why would Pharaoh listen to me?" De ce ar asculta faraonul la mine? And God said to him, și Domnul îi spune, "I will be with you." Eu voi fi cu tine. There isn't a person in this room that I know of. Nu este nicio persoană în această cameră pe care să o cunosc. Who feels adequate? Care să se simtă potrivit, la locul potrivit. Who feels important enough? Care să se simtă important. Who feels that they have the abilities to change the world? Important destul și să se considere că are abilitatea ca să schimbe lumea din jurul lui. You're in good company. Sunteți într-o companie bună. Because that's the way Moses felt. Tot așa s-a simțit și Moise. And that brings us to that point again. Și ne aduce înapoi la punctul. The greater the revelation, the greater the transformation. Cu cât mai mare este descoperirea, cu atât mai mare este transformarea. Remember after Moses received the Ten Commandments. Vă amintiți atunci când Moise a primit cele 10 porunci? Moses was on Mount Sinai. Moise era sus pe muntele Sinai. And God gave him the Ten Commandments. Și Dumnezeu i-a scris cele 10 porunci. And as he was walking down the mountain. Și când mergea cu ele pe munte. And he came into the presence of the people. Și s-a apropiat de oameni. Moses was not aware that his whole radiance, his whole character, his whole face was shining. Moise nu-și dădea seama că întreaga radiație sau radiația jurul lui, că felul lui caracter producea o lumină pe fața lui de care oamenii nu se puteau apropia. The Bible says he was radiant. Biblia spune el devenise ca un material radioactiv. What made the difference? Ce făcea diferența?
The greater the revelation, the greater the transformation. Cu cât mai mare este descoperirea, cu atât mai mare este transformarea. The disciples had been with Jesus for several days. Discipulii au fost cu Domnul pentru câteva zile. 3.5 years, to be exact. Vreo 3 ani și jumătate. And as they were with Jesus, they spent time with Jesus. Și când erau cu el, au petrecut timp împreună cu el. When Jesus was resurrected, they were by themselves. Dar când Iisus a fost înviat, i-au rămas singuri. And then the Bible says in Acts that the Holy Spirit came and was with them. Și în Cartea Faptelor se arată că Duhul Sfânt a venit peste ei. It was like they were with Jesus. Era de asemenea la fel cu Iisus. And then the disciples went out from there. Și când ucenicii au plecat de acolo, they were ordinary men and women. Ei la început erau oameni simpli, oameni de rând. Notice what the Bible says. Și Biblia, iată ce spunea despre ei. When they saw the courage of Peter and John, cei care au văzut curajul lui Petru și Ioan, and realized that they were just unschooled, ordinary men, și-au dat seama că nu erau oameni cu carte care trecuseră prin școli. They took note. Dar au observat, au notat ceva. That they had been with Jesus. Că ei fuseseră cu Iisus. And once again we are reminded. Și din nou mi se aduce aminte. The greater the revelation, the greater the transformation. Cu cât mai mare este descoperirea, cu atât mai mare este transformarea. At the end time. La sfârșitul timpului. Just before Jesus comes. Cu puțin înainte ca Iisus să sosească, vină. The Bible describes a people. Biblia ne descrie un popor. Doesn't say what church. Nu spune ce biserică. It describes a people. Descrie un popor. It says, John the Revelator says, Ioan, cel care a scris cartea Apocalipsei, spune, there I looked before me and I saw the Lamb standing on Mount Zion. Eu am privit înaintea mea și am văzut pe Mielul lui Dumnezeu stând pe muntele Sionului. Mount Zion is the dwelling place of God. Muntele Sion este locul lui Dumnezeu, de loc, de domnește el. And with him were 144,000. Și cu el erau 144,000. That represents the faithful people of God. Care reprezintă oamenii credincioși ai lui Dumnezeu. And then the Bible says, și în Biblie se spune, they follow the Lamb wherever he goes. Că ei urmau pe miel oriunde mergea. The people before Jesus comes. Poporul care va trăi înainte ca Iisus să vină. Are characterized by being with Jesus. Sunt caracterizați ca fiind împreună cu Iisus. The greater the revelation, the greater the transformation. Cu cât mai mare este descoperirea, cu atât mai mare este transformarea. A little boy was looking forward to his daddy coming home. Un băiețel aștepta pe tata să vină acasă. Daddy had gone to work and now the daddy had come home and the little boy wanted to play with his father. Tata a fost la muncă, tata s-a întors acasă și băiețelul dorea să se joace cu el. He said, "Daddy, daddy, please come out and play with me." Și a spus, "Tăticule, tăticule, vino să ne jucăm." Daddy was tired at this time. Dar tăticul era obosit. He says, "Can I just read the paper for a minute?" Poți să citești ceva din ziarul acesta, să citești ceva din ziarul acesta pentru oamenii mai în vârstă? Little boy said, "Well, all right." Băiețelul a zis, "Bine, o să citesc." Then the little boy came back. I-a dat băiețelul s-a întors. "All right, yeah. Can we go out and play now?" Putem să pot să mă întorc și să ne jucăm acum că am terminat. "Well, just a minute." Numai un minut, a spus tata. And the father had seen in the newspaper that night a map of the world. Tata s-a uitat și în ziar era o hartă a lumii. And so the father came up with a bright idea. Și tata s-a gândit, a avut o idee. "If I cut the map up into pieces like a puzzle, my son does not know geography."
O să iau foarfecă și tai harta aceea în bucățele și îl pun să le pună la loc pentru că el nu știe geografie și o să iau mult timp. And it would take him a while for him to put the pieces of the world back together. Da, și va trece ceva timp când va fi ocupat să pună la loc harta. The boy came back real soon. Dar băiețelul s-a întors foarte repede. What's happened? Ce ai făcut? And the little boy said, you know, it was no problem at all. Și băiețelul a zis, a fost foarte ușor. On the back side of the map was the picture of a man. Pe dosul hartei era pictura la unui om. If you get the man right, you get the world right. Și el a spus, dacă obții pictura omului așa cum este, vei obține pictura lumii așa cum trebuie să fie. If you get the man dacă obții omul drept, you get the world right. Vei obține o lume dreaptă. And that's the message I want to share with you today. Și asta e mesajul care aș vrea să am vrut să-l împărtășesc cu dumneavoastră astăzi. The greater the revelation, cu cât mai mare este descoperirea, the greater the transformation. Cu atât mai mare va fi transformarea. A transformed life gets the world right. O viață transformată, o singură viață transformată poate transforma lumea. I don't know whether to tell a story or not. Aș mai avea o poveste dacă îmi îngăduiți. Could you bring me my Bible? I have a favorite story. Am o poveste care este favorită. This is about a taxi driver. Aceasta este numită șoferul de taxi. Because I think it's easier that way. Okay? O să citesc pentru că mine mai ușor. It was summer. Era vară. And I got into a beat up old cab. Și am mers într-o mașină veche. And the cab driver was an old man. Și șoferul era un șofer bătrân. I said to him, take me to a hotel. I-a spus, te rog, ia-mă la un tumor la un hotel. It was hot and every window was rolled down. Era foarte cald în vara aceea și toate ferestrele erau lăsate în jos. I said to the cab driver, tell me one word that describes your life. Și l-am rugat, spune-mi un singur cuvânt care descrie viața ta. Can I give you two? Aș putea să-ți dau două, a întrebat el. He was an old, wrinkled man. Era un om cu fața mai îmbătrânit. About like his cab car. La fel ca și mașina lui veche. I said, okay, what are the two words? Am zis, bine, spune, care sunt cele două cuvinte? Bored and unhappy. Plictisit și nefericit. Sir, why do you use those two words to describe your life? Domnule, dar de ce ai ales aceste două cuvinte să-ți descrie viața? I don't know. Nu știu, a spus el. I guess because nobody in the world wants me. Cred că din cauza că nimeni nu mă vrea, a spus el. Nobody, sir? Nimeni. No wife, no children, no family? Nici o soție, nici un copil, nu ai familie. No one in the whole world for you? Nu este nimeni în întreaga lume pentru tine? No. Nu, a spus el. But tell me, sir, how did you get to be an old man and have nobody? Dar, domnule, cum ai ajuns să îmbătrânești și chiar să nu ai pe nimeni? Because I never got a good job. Probabil din cauza că niciodată nu am avut o meserie bună. And no woman wanted me. Și nicio femeie n-a dorit să se căsătorească cu mine. Sir. Domnule. Can I sing you a song? Aș putea să vă cânt o cântare? Sing. Să cânt. I don't have a very good voice, but I know you'd like my song. Eu nu am o voce bună, dar cred că vă place cântarea mea. Just a minute, please, he said.
Numai un minut, a spus el. Then he rolled up the windows. Și a ridicat ferestrele. And then he nodded and said, okay, you can sing now. Acum pot să cânt, a spus el. And I began to sing. Și eu am început să cânt. Something beautiful. Ceva frumos. Something good. Ceva bun. All my confusion. Toată confuzia mea. He understood. El înțelege. All I have to offer him. Tot ceea ce am eu să-i ofer lui. Was brokenness and strife. Nu este decât rupt și distrus. But he's making something beautiful out of my life. Dar el face ceva minunat din viața mea. Sir, do you know who I'm singing about? Domnule, îți dai seama despre cine cânt? I'm singing about Jesus Christ. Eu cânt despre Iisus Hristos. He's the Lord of my life. El este Domnul vieții mele. He laughs with me. El râde împreună cu mine. He cries with me. El plânge împreună cu mine. But I am a Jew, he said. Oh, dar eu sunt un evreu. Well, sir, he walked with you too. Dar, Domnule, el a mers cu voi, de asemenea. He'll laugh with you. El s-a bucurat împreună cu voi. He'll be your friend. Și el va fi prietenul tău, dacă dorești. And just then we pulled into the hotel. Și pe când ajungeam la hotel, and I was reaching into my purse for some money. Am băgat mâna în buzunar să-i plătesc. When I saw an old hand reach out for mine. Când am văzut o mână îmbătrânită întinzându-se către mine. I let loose of the money. I let loose of the money. Am lăsat banii de o parte din portofelul meu. And I reached out and grabbed his hand. Și am întins mâna și l-am apucat de mână. I was afraid to look him in the eye. Mi-era frică să-l privesc în ochi. Because I didn't know what he would say. Pentru că nu știam ce va spune. I lifted my eyes to look into his. Mi-am ridicat puțin ochii și m-am uitat în ochii lui. And he was crying. Și am văzut că el plângea. Lady. Doamnă. When I got in this old cab tonight. Când m-am suit în taxiul acesta vechi astăzi. I was the loneliest person in the whole world. Era cea mai singuratică persoană din întreaga lume. I never heard anyone talk like you talk. Nu am auzit niciodată pe nimeni vorbind cum vorbești tu. But I know one thing. Dar un lucru știu. I want your God. Eu vreau Dumnezeul tău. He and I can ride together. Eu și el putem merge împreună. And I called out of that old cab. Și am called out. I got out of. Ah, și m-am dat jos din povestește. M-am dat jos din taxiul acela vechi. I know that somewhere on Miami Beach. Și știu acum că undeva pe lângă plaja din Miami was an old wrinkled man. Trăiește un om bătrân și cu fața zgârcită. But he doesn't drive alone anymore. Dar nu mai conduce mașina singur. He has God riding with him. El are pe Domnul mergând împreună cu el. Jesus is his friend. Iisus este prietenul lui. I don't want you to be alone either. Doresc ca nimeni să nu fie singur. Jesus is willing to be your friend. Iisus dorește să fie prietenul tău. He'll go where you go. El va merge unde mergi și tu. And it doesn't matter to him how you go. Și nu are importanță pentru el cum mergi tu. He will be with you. El va fi cu tine. Let's pray. Să ne rugăm. Our Father God. Tatăl nostru care ești în cer. We thank you for your promise to be with us. Îți mulțumim pentru făgăduința de a fi cu noi. We know that when we get the man right, we get the world right. Și am învățat că atunci când vom îndrepta omul, lumea se va îndrepta. And we pray that the greater revelation of Jesus will transform our lives. Și am învățat că cu cât este mai mare descoperirea lui Isus, cu atât mai mult viețile noastre vor fi transformate. We invite you to make that change today. Și te invităm să faci această schimbare în noi astăzi. In Jesus' name. În numele lui Iisus. Amen. Amen.
Mulțumim că existi, Larry Evans. Mulțumim că prietenilor noștri pe Facebook, pe pagina Asociației Ripetă și Umblă, care sunt în direct și ne urmăresc. Le mulțumim și lor că există și ne urmăresc și sunt atât de îndrăgiți, ca să spunem, îndrăgostiți de tot ce se întâmplă aici în tabără. Mulțumim vouă tuturor care sunteți în tabără, pornind de la beneficiari până la voluntari. Mulțumim pentru tot. Și lui Dumnezeu că există în viața noastră și noi existăm în viața lui. După un mesaj puternic, este nevoie de un cântec puternic pentru a da slavă lui Dumnezeu prin mulțumire, prin cântec. Invită lângă mine pe Billy Dulă, care este invitatul nostru special și mulțumim că există și este alături de noi. Mulțumim pentru apreciere, pentru prețuire și că mereu ne susții de fiecare dată când ești invitat. Totdeauna vin cu plăcere atunci când sunt invitat și pentru că fiecare avem învățat unul de la alții și toți de la Iisus.
Mulțumim, Vili! Mulțumim că existi! Mulțumim tuturor care ne-au ajutat pentru a exista această tablă. Este important să mulțumim tuturor care ne-au dat de la mâncare, bani, care ne-au susținut în ceea ce facem. Le mulțumim că există. Mulțumim în același timp Bisericii Adventiste de ziua 7-a care s-a implicat în susținerea acestei tabere, pentru ca noi să beneficiem de acest preț frumos, 250 de lei. În același timp o să mulțumim și Uniunii Române prin ceea ce au făcut, prin Dragoș Mușat, care este invitatul nostru special, Departamentul Libertate Religioasă și Comunicare, îl invit alături de mine și mulțumim că există și că a venit alături de noi și ne susține în toate proiectele noastre. Vă mulțumesc pentru invitația care mi-ați făcut-o. A fost o onoare să fiu alături de dumneavoastră și mulțumesc că existați. Aș vrea să spun câteva cuvinte, un mesaj, un salut din partea Uniunii, dar nu atât salutul meu și al dumnealor pentru dumneavoastră contează, ci ceea ce o să duc de la dumneavoastră înapoi contează mai mult. Eu astăzi, aici, la dumneavoastră, am văzut că se împlinește cuvântul Domnului și profeția. O latura profeției s-a împlinit sub ochii noștri, datorită vouă. Când alții resping Evanghelia, Dumnezeu are o chemare specială la drumuri și la garduri. Și răspunsul vostru este dovada că Dumnezeu există, că Dumnezeu s-a jertfit și că Dumnezeu vă prețuiește. Mă gândeam, și ăsta cel de-al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun, mă gândeam la un anumit lucru. S-a vorbit despre valoare și un frate a spus, n-aș da pentru o asemenea întâlnire nimic din lumea aceasta. Ce are valoare în lumea aceasta? Ce ați prețui dumneavoastră în lumea aceasta? Poate că unii dintre dumneavoastră ar prețui un ochi, altul un picior. Dar știți? E ceva care ne leagă. Și asta e valoarea pe care Dumnezeu a pus-o și în mine și în dumneavoastră. Pentru că toți suntem făcuți din pământ. Și asta are valoare. Pentru că Dumnezeu și asupra pământului tău și asupra pământului meu s-a plecat. Și ne-am cătuit pe fiecare în modul cel mai minunat din țărână. Și la urmă ne vom duce și eu și dumneavoastră în țărână. Dar atunci când Iisus a fost printre noi, a vorbit că există diferențe între țărână și asta are valoare. E o pildă în Biblie, în Matei, capitolul 13. Există în lumea aceasta tot felul de pământ. Pământ lângă drum, spune Mântuitorul. Pământ printre spini, pământ pe stâncă și pământ de care? Păcând pământ bun. Depinde de mine și depinde de tine ce pământ ești. În lumea aceasta sunt oameni întregi, dar care sunt lângă drum. Și ăla nu-i pământ bun. Există pământ puțin pe stâncă. Există pământ care dă spini și pălămidă. Există însă și un pământ bun. Și e șansa ta să fii pământ bun. Și să dai roadă. Și un ultim lucru pe care vreau să-l spun, vis-a-vis de pământ bun, e un al doilea lucru care ne leagă pe mine și pe dumneavoastră. M-am născut în Biserica Adventistă și deși m-am născut întreg, vreau să vă fac o mărturisire, rar fac această mărturisire.
am crescut cu o anumită dizabilitate. La dumneavoastră, lucrurile acestea se văd. Însă sunt oameni care au dizabilități, deși sunt întregi, care nu se văd. Am citit în Biblie istoria asemănătoare. O dizabilitate îngrozitoare. O găsiți în 1 Împărați, capitolul 17. Se spune acolo că era un proroc al Domnului, chemat de Dumnezeu, purta un anumit nume, știe cineva? Ilie Tișbitul. Mulțumesc! Ilie Tișbitul. Și știți care era dizabilitatea lui? El și-o scrie imediat. Era unul dintre cei mulți și purta ce? Ca lumea să-l recunoască, purta? Haide, după ce a fost profet, dar la început ce purta? Ce am purtat eu în copilărie? Și ce uneori purtați dumneavoastră, pentru că așa a îngăduit Dumnezeu, o dizabilitate ca lumea să-l cunoască? Știți care e aia? O poreclă. O bat șocură. Știți cum s-a portat Dumnezeu cu el ca să treacă peste această greutate a vieții lui? Și e ceea ce vă las în această zi. Dumnezeu a făcut 3 minuni pentru el. Și în dimineața aceasta le face și pentru voi. Prima minune, când el era singur, când el era trist, când el era supărat, l-a asigurat nu o dată, de două ori. Și a spus, Ilie, scoală-te și mănâncă. E prima asigurare pe care vi-o dă Dumnezeu, indiferent prin dificultățile prin care treceți. Și să știți că mă bazesc pe cuvântul Său. Pâinea și apa nu vă va lipsi dacă sunteți credincioși. O a doua asigurare. Dumnezeu îl așează într-un loc pe Ilie, unde nu omul cu porecla poate ajunge să-l lovească, ci unde ceva supraomenesc te poate atinge. Adică focul, vântul, cutremurul, cine se poate opune împotriva acestor lucruri? Opriți focul! Opriți cutremurul! Dumnezeu îl așează în crăpătura. E mâna lui Dumnezeu care îl așează acolo și Ilie privește, trece focul, trece vântul, trece cutremurul. Și Biblia spune că de el nu s-a atins. Și mai face Dumnezeu un al treilea lucru. Îi vorbește personal și îi dă ceva. Îi dă o sticlă unde de lemn. O misiune. E într-adevăr o misiune mare. Să ungi. E multe de spus. Sunt multe de spus aici. Dar vreau scurt să spun că Dumnezeu îi dă ce simbolizează unde de lemn. Duhul Sfânt. Har. Duhul Sfânt. Asta vă dă și Dumnezeu. Amin. Știți unde e Ilie? În cer. Va veni o zi când și noi vom fi acolo. Pentru că El ne iubește, pentru că El ne-a zis că merită să existăm și pentru că El ne-a dat harul. Să ne rugăm și să lucrăm împreună, grăbind acea zi. Amin. Mulțumim că existați, mulțumim pentru toată susținerea și pentru cuvântul din această dimineață din partea lui Dumnezeu. Cred că nu e suficient să-i mulțumim lui Dumnezeu că-i cântec și Biblia e din nou invitatul nostru în față, pentru că Dumnezeu apreciază din partea noastră mulțumirea prin cântare.
ați zis de aici, în față, acum câteva secunde, câțiva dintre dumneavoastră priveați în partea aceea. Un băiat care îi place să cânte. Bogdan, Major.
Ieri ce s-a întâmplat? Sau la alte plante? Am făcut 14. Hai să vă aștepți. Ce se va întâmpla,
Amen.
Între timp câteva anunțuri. Programul de după amiază va fi la ora 18, da? La 6 seara. Dar vă rog, ținând cont. Nu, la 6. S-a schimbat fătuța. Deci vă rugăm ca la 6 fără 10 minute, fără un sfert, să fim aici. Rog o echipă dintre voluntari care să rămână după ce se termină întâlnirea din această dimineață, ca să aranjăm sala. Pentru că noi vom veni și vom ocupa locurile de aici, de pe scenă și din față. Încă o dată. La 6 fără 10 e bine să fim aici, pentru că vor veni musafiri. Da, să fim așezați, televiziunile sunt aici, musafirii vor veni și să nu venim după ce trece ora 6. Da, oricum, cât mai devreme, cu atât mai bine să avem timp să ne organizăm și să ne așezăm.